Bună ziua! Datele referitoare la ultima grațiere colectivă, cea acordată printr-o lege adoptată în octombrie 2002, arată că beneficiari au fost peste 3600 de deținuți de la vremea respectivă. Tot datele statistice arată că la un an de la intrarea în vigoare a respectivei legi s-au întors în penitenciar tot atâția deținuți. Printre cei care au revenit în spatele gratiilor s-au numărat și aproximativ 600 dintre cei care au fost iertați de executarea pedepsei prin grațierea colectivă din 2002. Dacă este să trecem mai departe și să ne uităm la datele referitoare la evoluția numărului de deținuți din sistemul penitenciar din România, cea mai gravă situație post-decembrist s-a înregistrat în 1999, atunci numărul de deținuți se apropia de 50.000 pe tot atâtea locuri de cazare, vorbim despre sub 20.000 de locuri de deținere. În 2004 scăzuse cu 10.000, ceva mai bine de 10.000 numărul deținuților, iar evoluția totală în această perioadă, 1999 până la zi, este o reducere cu aproape 11.500 a numărului de deținuți. În prezent înregistrăm în sistemul penitenciar aproape 28.000 de deținuți. Referitor la motivația invocată de executiv pentru adoptarea unei grațieri colective, condamnările CEDO și iminența unei hotărâri pilot, ne uităm la datele statistice între 2011 și 2016, așadar în perioada în care s-a adoptat decizia quasi-pilot, când a început să se pună problema unei astfel de hotărâri în privința României, 510 condamnări s-au înregistrat în dreptul statului român, daunele plătite peste 3 milioane de euro și 10.000 de franci elvețieni, așa arată statistica administrației penitenciarelor. Și tot administrația penitenciarelor a explicat și care este numărul exact de deținuți care ar putea beneficia de grațiere, așa cum arată proiectul în prezent pus în dezbatere de Ministerul Justiției. 1625 de persoane care execută pedepse mai mici de 5 ani, cu excepțiile impuse de executiv, 856 de persoane cu vârsta peste 60 de ani, acolo se grațiază jumătate din pedeapsă, fără excepții în ceea ce privește condamnările. Cel puțin așa arată acum proiectul. De asemenea, un număr important, persoane cu minori mai mici de 5 ani.